Sănătate și bine revenit prin trimatorul Cripto la o nouă ediție a știrilor pe scurt din lumea criptomonedelor. Bitfinex primește licență completă pentru a emite obligațiuni Bitcoin în El Salvador. CleanSpark achiziționează 45.000 de dispozitive de exploatare Bitcoin, adăugând 6,3 EXAH pe secundă. Protocolul nostru permite utilizatorilor să câștige Bitcoin pentru conținut. Litecoin primește actualizări majore pentru a ajunge din urmă nucleul Bitcoin, un upgrade mult așteptat de investitori. Moneda Tron TRX cade cu 13% după ce Binance USA spune că va delista moneda. CryptoGPT axa pe inteligență artificială strânge 10 milioane de dolari în finanțare pentru a se extinde pe piețele asiatice. Coinbase distează în sfârșit moneda Flare. E posibil ca XRP să fie următoarea? Cea mai mare bancă virtuală din Hong Kong va acționa ca o bancă de decontare pentru schimburile de criptomonede. Iată motivul pentru care distribuția de monede de la Shimmer este superioară pentru dezvoltarea viitoare în comparație cu alte blockchain-uri. Banca de rezervă a Australiei va testa un proiect CBDC pe blockchain-ul stelar pentru a servi milioane de oameni într-o piață de miliarde de dolari. Twitter fuzionează cu Xcorp pentru a crea aplicația Everything, posibil ca moneda Doge să fie nativă aplicației. Au apărut zvonuri că Twitter plănuiește să ofere cumpărarea și vânzarea de Bitcoin, Ethereum și alte criptomonede. Cam atât în ediția de azi, toate susele le găsești în descrierea clipului postat pe YouTube. Nu uita te rog că nu sunt consultat financiar, iar ce spun o trebuie la ca atare. Dacă ți-a plăcut conținutul, te invit să dai un like și subscribe. În rest, toate cele bune și spor la cu mai multe criptomonede.